mică, neagră și fierbinte, stă femeii dinainte, cafeluța de după, bună dimineața și bine v-am găsit. Sunteți veseli, am mai făcut o săptămână să dispară din calendar. Între timp a trecut și Moș Nicolae pe la ghetuțe. Cu ce poate și el, că e moș, e bătrân, aduce și el, mă rog, fleacuri de astea, așa, numai să ne arate că nu ne-a uitat. O portocală, o clementină, o banană, o mărunțișuri de astea, o botniță, ați văzut? Doamnei Șoșoacă i-a dus moșul o botniță. Parcă era nepoata de frate al lui Lecter. Ați văzut-o în parlament acolo cu botnița, vă rog să căutați poza de efect. Și-a pus-o preventiv ca să nu muște pe cineva. Dacă, gândiți-vă, l-ați văzut și pe Adi Minune, făcea pe livratorul. Căutați și poza asta, Adi Minune cu ghiozdan de glovă în spate. Zici că era în prima zi de școală. Păi dacă îi livra ceva mâncare, doamne Șoșoacă, Adi Minune, n-a apucat să scoată mâncarea din geantă, că și el era păpat, și el era halit. Of, viața mea, of, viața mea. Unul din patru români trăiește sub pragul de sărăcie, da? Deci e sărăcia, e pragul și 25% dintre români se află sub acest prag, da? Restul, de 75% dintre români, au mare grijă să nu se împiedice de prag, să cadă și ei sub pragul sărăciei. Că nu degeaba Arctic a fost votat, Arctic, brandul Arctic a fost votat cel mai bun brand românesc. Păi dacă ne taie ăștia căldura, o să avem câte un Arctic în fiecare casă. Mulțumesc frumos de cafea, generozitate maximă din partea voastră de 6 decembrie, de ziua numelui. Generozitate maximă pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc frumos, Diana, Mira din Ibița, din Ibița Spaniei, nu din Ibița Ardealului, Cojocna. Ionic Ardeleanu, cel mai mare interpret de muzică populară de petrecere, care până America înveselește românii, înveselește toată diaspora, de la Antipoz la Ecuador, peste tot merge. Cel mai mare artist, cel mai, cum să zic eu, omul care ajunge în casa fiecărui român, nu contează de pe care meridian. Mulțumesc, David Tudor, pentru cafea, să trăim, că trebuim. Mai vorbesc eu cu el mâine. Să vedem, mă, cu Bilbao. În fine, așa, 6 decembrie, ușor, ușor ne apropiem și de Crăciun. Da. Sondajele, ce mai spun sondajele? Nu mai spun nimic sondajele. Nici valul 5 nu mai vine. A anunțat domnul ministru Rafila că valul 5 vine după sărbători. Stă și el și se odihnește și apoi după cei 30 de trei sfinți, Grigore, Vasile și Ioan, poate atunci vine. Între timp s-a vaccinat și patriarhul. E ok, suntem în parametri normal. Nu vedeți că de sărbători numai restricții ne-au dat. Ori anula restricțiile, numai relaxare, doamne ferește, eram și pregătit să zic că am primit multe restricții. Relaxare peste relaxare am primit. Fără mască în spații publice, petreceri de Revelion în stradă, adică un fel de untold, da, pânghețat. 50% localurile să funcționeze la 50% din capacitate. Chiar vă rog, haideți să mai tragem niște spectacole acum pe final de an. Deci e bun, relaxare, că sondajele n-arătau grozav. PSD-ul a aruncat la 40%, PNL-ul la 17%, AUR-ul 15% carate. Dar în schimb 80% dintre români spun că țara nu merge în direcția potrivită. 80%, 20% dintre români o duc în direcția nepotrivită pe amărâta noastră țară, dar de ce să ne mai mirăm? Cea mai comandată, să nu zic cea mai citită, cea mai cumpărată carte, să nu zic cea mai citită din zilele noastre, este cartea despre Nuțu Cămătaru, iar în top trending pe YouTube este Omania, în clipul căreia apare un criminal în serie. Deci, ne mai mirăm, eu fac podcast cu președintele Academiei și lumea zice, nu găsești și tu alți invitați? O să vină și tata Nelson, bineînțeles, ăsta e nivelul, noi ne impunem nivelul, ați văzut și în podcastul de miercuri, că se pot purta discuții interesante și actuale și cu alții care nu sunt chiar în trending. Mulțumesc pentru cafea încă o dată. În topul încrederii, Iohannis a scăzut pe locul 9. Nici găurile din terenul de golf nu mai au încredere în el. Când îi văd crosa, se mută găurile. Despre gaura soției nu discutăm. Pe primele 3 locuri în topul încrederilor, Rafila, Firea, adică un fel de cuplu rap, sănătate, noroc, ți-am zis, ia-ți ceva, ia-ți ceai de pătlăgină, fă ceva. Cameramanul tușește.
unde e râsul de altă dată, o să se întrebe fanii, da. Deci Rafila, top încrederii, Rafila Firea, deci în cuplu Rafirea și Petrei Ciolacu. Și când era la guvernare PNL-ul cu USR-ul, pe primul loc era Câțu sau pe doi era Câțu, Orban și el pe acolo, Cioloș, Barna, și acum vedeți cum s-a schimbat polaritatea, te internăm. Da, asta e, asta e viața, ce să facem, domnule? Domnul Dragnea nu apare în top, domnul Dragnea e foarte trist, foarte... Stai să răspund la telefon că mă nebunește. Da, dragă, ai ajuns? Stai un pic că eu filmez cafeaua și te sun în două minute, bine? Acum m-am întrerupt, o să vezi în materialul... Vorbim, bine? Să fim cu minte, amin? Ce să facem, domnule? Suntem mai ocupați decât era pe vremuri centrala telefonică. Da, da, știrea săptămânii. Dragnea a părăsit casa, a părăsit patul conjugal și a băgat bagajele în mașină și a lăsat-o pe Irina. Irina, care cică în timpul detenției, Irina, iubita lui, cu 31 de ani mai tânără, în timpul detenției trăda cu un playboy din Galați. Apoi eu să fiu iubita lui Dragnea, nu l-aș fi trădat cu un playboy, chiar și din Galați, cu plămânii afumați. Deci domnul Dragnea a plecat, el și Nicolae, de Sfântul Decembrie, a stat pe hacienda lui din Teleorman și a doua zi a lucrat la partid cu domnul Codrin Ștefănescu, deci este iarăși în brațele domnului Codrin Ștefănescu, îl mânghe pe chelie, se mânghe reciproc pe chelie. Dar pe ce-o crezut și domnul Dragnea? Că a crescut-o pe fata asta, pe Irina Tănase, și-a pe tătia îl îmbalsămează și duce flori la criptă? De unde? De unde, domnule? Că Irinuca i-a arătat nuca. Pa, pa, și nu știm să ne retragem. Vedeți că așa cum ar face partidul domnul Dragnea, nu știm să ne retragem. Ana Maria Popescu, recent desemnată pentru a 5-a oară cea mai bună spadasină a lumii, a câștigat un turneu acum recent, a luat medalia de aur și a spus stop, am terminat, nu mai concurez. Vedeți, printre puțini sportivi români de performanță, să-ți dau un cuțit, ce faci, gătești? Printre puțini sportivi de performanță români care a știut să se retragă. Doroftei, Hagi, au tot întins marmelada așa, dar totuși felicitări, Ana Maria Popescu, fostă brânză, a făcut o mare brânză. Ne-a bucurat de atâtea ori prin performanțele ei și s-a retras la timp. Și așa o să rămână în memoria noastră, cum rămâneți și voi în memoria mea chiar și peste weekend. buymeacoffee.com/nicubendea, Doamne ajută-vă, și vorba lui Vlad, putere în părțile slabe ca la cal în piept. Ne vedem, ne auzim. Mulțumesc pentru urmărire. Subscribe, like, share, you know.